Salutare, prieteni! Eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un episod de Zilonca. În episodul de astăzi, dacă ați văzut voi episodul trecut, ați văzut că am reușit să construiesc un adăpost de căluți. Sunt primii mei căluți, am vreo 5 deocamdată la număr. Mai avem de lucru cu ei, nu-i problemă, dar oricum o să ne mai ajute și Gheorghiță. În episodul trecut am reușit să recoltăm ovăzul. Am reușit să recoltăm ovăzul de pe terenurile 46 și 47, numai că mai avem acolo niște paie pe care trebuie să le strângem și am aici presta de baloți de la vermier. Da. Ce trebuie să facem pe episodul de astăzi este să recoltăm rapița, fiindcă este gata de recoltat de pe terenul cu numărul 88 și să le dăm să mănânce la animalele noastre. La toate animalele noastre, ceea ce este o mică mare problemă. Mica mare problemă este reprezentată de găini și vă explic eu imediat de ce. La purcei mai avem niște porumb, o să ne trebuiască niște terenuri din ce în ce mai mari, fiindcă nu o să putem să ducem în stilul ăsta. Chiar și 200 de porci sunt un pic cam mult, să spunem așa. Dar vom face anumite chestii și vom reuși să-i ducem, nu-i problemă. Aceștia s-au mulțit, ați văzut data trecută, nu-i nicio problemă, îi mai ținem cât putem de mult. Dar noi, dacă urmăriți, o să ne trebuiască 124.000 de litri de mâncare pentru purcei, ceea ce în momentul de față nu prea avem. Dacă adunăm toată mâncarea, n-o strângem. 52.000 de litri de porumb, o să trebuiască să-i punem pe toți. Vă să nu ne atingem de ei. Boabe de soia, 15.000 de litri. Grâu, avem 21.000 de litri pe care trebuie să-i împărțim între găini și purcei. Ar mai fi o soluție să dăm la găini, adică să punem toată această mâncare, cât ar însemna? 36 cu 52, 88, cam acolo. Deci, oricum ne mai trebuie până la 124.000. Ar mai fi o soluție să punem din sorgul pe care urmează să-l recoltăm la găini. Dar este o problemă destul de mare și nu o să putem să ducem în stilul ăsta purcei, dar vom face anumite chestii și vom reuși și o să vedeți voi exact despre ce este vorba. Ne trebuie oricum mai mult teren ne trebuie. Treaba este în felul următor. Nu putem să stăm prea mult la taclale de data asta. Trebuie să-l îi dau drumul lui Gheorghiță să-l pun să recolteze rapița și eu o să mă duc practic să termin de făcut baloții. Trebuie să le dăm și de mâncare la purcei, la găini, la toate, dar mai o lăsăm un pic mai târziu. De ce vreau ca să mă duc să termin baloții? Fiindcă o să vindem din ei. Poate mai reușim să mai cumpărăm vreun teren. Uite, terenul ăsta de grâu ar fi bun, terenul de lângă el, și poate să vedem ce mai găsim pe aici, ce terenul mai putem să mai cumpărăm, dar oricum ne trebuie terenul. Mai era terenul cu sorc de acolo de lângă noi, deci cu cât reușim să cumpărăm mai mult teren, cu atât mai bine. Vorba de terenul cu numărul 49, 48, am putea să culegem și 48, cu toate că e cam problematic, fiindcă nu avem header pentru combină de 48. La 86-le, ia să vedem cât costă 86-le. Oricum, acum n-avem bani. Asta e clar. Mai avem decât 16.000 de euro. Da? Deci, acum, oricum, nu avem... N-avem bani pentru așa ceva. Ar mai fi o soluție și cred că este... Ar fi cea mai bună soluție pentru momentul de față să vindem acești purcei. Asta înseamnă vreo 50.000 de euro. Dacă îi mai ținem câteva luni, se duc la 70, 80, 90.000 de euro. Dar îi ținem cât putem de mult. Da? Ok. Cât îl lăsăm acolo pe Gheorghiță să facă treabă, eu o să iau aceste două remorși de aici. Am agățat. O să agăț cu ea. Uite, șnecul. Ah, mă doare pe mine sufletul, dar păi pe ea. Și mergem noi frumușel. Oricum, pentru anul următor o să reușim să ne apucăm de legume bio. Eu văd că am mai strâns aici niște bălegar, avem și niște îngrășământ lichid, avem mai multe lucruri. O să duc aici aceste două remorci și o să le parchez aici. Eu o să mă duc să-mi termin acolo de făcut baloții și o să mă întorc după aceea la Gheorghiță. Fiindcă v-am zis, trebuie să mergem să terminăm acolo baloții ca să putem să vindem baloții respectiv, să mai ne recuperăm o parte din bani. Poate mai reușim să mai cumpărăm vreun teren. V-am zis, terenul de sorc mă interesează și terenul de grâu.
dacă reușim să le cumpărăm pe acestea, ar trebui în teorie să ne permitem să ținem purcei până toți, să-i ținem până în iarnă, până în primăvară, și vedem atunci exact ce e de făcut, că mai scoatem niște mâncare de porci și din terenul ăsta de sol. Dar să vedem, vedem acum cum ne iese. Poate cu un împrumut și de la bancă mai luăm, am mai plătit din el. Poate cu un împrumut și de la bancă reușim să facem treaba asta. Ok, hai să facem în felul următor. Hai să luăm aici. Ar mai fi și asta o soluție. Mai strângem niște bani, fiindcă banca ne dă împrumut și în funcție de banii pe care avem în cont. Și să luăm un împrumut. Păcălim un pic banca, ce sunt. Luăm un împrumut când avem niște bani mai mulți în cont. Era bine să fi făcut când aveam 100 de mii. Acum e un pic cam târziu, dar asta este. Luăm un împrumut și după aceea cheltuim toți banii pe care i-aveam. Ce să facem? E și asta o soluție. Ar fi o soluție bună chiar. Avem bani. O variantă ar fi să vindem purcei. Deci, din nou, ne trebuie terenuri. Nu putem să ducem purcei toți pe care avem, dar aminte să se mai și mulțească. Nu putem să-i ducem în condițiile actuale. Și varianta cea mai bună este să mai cumpărăm teren ca să avem ce să le dăm să mănânce, fiindcă ei se vor înmulți și o să pape din ce în ce mai multă mâncare. Nu avem bani. Ar fi o variantă să vindem cei 50 de, cei 100 de purcei. Ar însemna să luăm vreo 48-47 de mii de euro pe ei. Da? Ei s-au mulțit. Ar însemna să-i ținem pe aceștia care sunt mici acum. Următoarele 9 luni, de-abia atunci vor fi și aceia, îi vor ajunge pe aceștia, practic, ca și valoare. Da, am luat de acolo vreo 48 de mii. Cu ce mai avem acum? Cu paiele pe care le mai vindem acum. Și poate am încropit să mai cumpărăm aceste două terenuri. E vorba de terenul din dreapta mea, cel cu sorg, și terenul de lângă mine, din partea cealaltă, cu grâu. Asta în condițiile în care, peste ceva timp, purcei ceilalți mici se vor înmulți și atunci am putea să îi ducem mai mult. Am cheltuit bani. Și mai ne trebuie încă un rezervor de apă, o cisternă de apă, ca să le dăm să mănânce și să bea apă și la căluți. Și ne mai trebuie și câțiva baloți de fân. Deci nici nu mă gândesc în momentul de față să fac baloți de fân, fiindcă nu am cu ce, n-am utilajele necesare. Așa că ar fi o soluție să cumpărăm baloții de fân de la magazin. Îi dăm comandă, ni-i aduce, îi dăm să mănânce la căluți și aia e. Mai mult de atât, ce să mai, n-ai ce să faci. Deci astea sunt variantele pe care le avem. Poate într-adevăr nu era momentul să cumpăr această presă de baloți de la Vermeer, dar pe de altă parte nici nu mai întâlneam cu oferta pe care a fost la jumătate de preț la SH să o cumpăr. Sub nicio formă nu mai întâlneam cu ea, sau cel puțin nu în viitor prea apropiat. Am uitat să mă mai opresc pentru descărcare de balotaie. Hai că vedem cum facem. Da? Deci astea sunt lucrurile pe care nu pardon. Mă gândesc că pierdeam. Am cumpărat tractorul de la New Holland, care a fost la fel la ofertă, la jumătate de preț SH. Ceea ce nici n-am stat pe gânduri. Am cumpărat această presă de balos de la Vermeer, același lucru, la SH, jumătate de preț. Până la urma urmei, purcei se vor înmulți, vor crește ceilalți și mai ajungem. Ne mai dă un pic înapoi, asta este. Dar nu pierdem bani. Dacă le lăsam să se vândă, să le cumpere altcineva pe aceste utilaje, da, atunci pierdeam bani, fiindcă practic le-am luat și tractorul și presa de baloți și combina, că și combina a fost la fel, la jumătate de preț și nu au cine știe ce ore la activ. Cred că presa de baloți are cea mai multe ore la activ, dar combina și tractorul nu. Așa că cred că așa vom face, n-avem încotro.
Dar v-am zis, ideea în sine, 124.000 de litri de mâncare la purcei, în momentul de față, nu avem de unde să scoatem. Pe an, cam asta ar fi estimarea, în condițiile actuale. Fiindcă purceii aceia mici vor crește și atunci vor mânca și mai mult de atât. Și dacă noi acum nu putem, 100 de porci maturi și cu 100 de purceluși, vă dați seama că atunci când vom avea 200 de purcei maturi, nici atât nu ne permitem să-i ținem. Dar ne aduc niște bani în plus. Ia uite, Gheorghiță e aproape gata. Oricum terminăm aici și pe urmă de-abia mergem să ducem presa de balos și mergem să-l descărcăm și pe el. Că altfel n-ar rost să ne plimbăm aiurea pe terenuri. Ok, hai că aici oricum mai avem puțin, nu mai avem așa mult. Ce e lucru bun că am avut ovăz aici și ovăzul de obicei produce multe paie. Produci multe paie, mai vinzi din ele până la urmă urmei și mai îți recuperezi o parte de bani. Așa, hai că mai avem un pic. Aici n-am avut abordarea cea mai bună, trebuia să mă duc un pic mai în față de prima oară, acum nu mai contează oricum. Mai să nu uit să mă opresc chiar și să descarc presa de baloți. Ăla e. Avem ceva. 2, 4, 6, 8, 10, 12... 121, 132 de mii de litri. Ce mai avem și aici? Să strâng ceva. Ok, hai să luăm și ultimele două brazde de aici. Și mai zis, după aceea mergem să ducem presa de baloți. Să-l descărcăm pe Gheorghiță în primul rând, să luăm remorca de baloți, să venim să-i încărcăm pe aceștia, să mergem să-i vindem, ce bani mai scoatem și de aici. Că, de, asta este, acestea sunt condițiile. Da, Gheorghiță este plin. Trebuie să mă aștept, Gheorghiță, n-am ce să-ți fac, mai am aici un pic tată și vin și la tine repede, cât pot de repede. Eu, în mod normal, trebuia să stau să-l descarc pe el în continuu, dar am zis, hai ca să mai câștigăm un pic de timp, mă duc și eu termin aici și el termină acolo. O fi fost bine, n-o fi fost, acum oricum nu mai contează. Ia, hai să vedem. Ăla e și mai avem acolo. Uite, bucățica aceea de paie mai avem să le mai luăm. Le luăm acum și pe acelea. Deja m-au strângât la cât am vorbit. Ok, hai că v-am zis. Hai să împingem ușor balotul ăla. Fără să fărâmăm tractorul. Ok, bun, mai avem câte ceva de cumpărat așa și mai sunt câteva lucruri la care mă gândesc eu să ne ajute pe viitor. Bun, nu am umplut balotul asta, după cum se poate vedea, dar trebuie să mergem să-l descărcăm pe Gheorghiță, venim să luăm remorca cu autoloading, venim să luăm de aici baloții și oricum vom lua tractorul celălalt, fiindcă se mișcă mai repede, asta merge un pic mai greuț ca și viteză maximă. Din cauza asta luăm pe celălalt, că ăla merge cu 53 de km pe oră, ăsta merge decât cu 42, 11 km pe oră, contează. Ia să vedem pe unde e Gheorghiță. Ah, ok, deci e cam pe la jumătatea terenului, cam o treime. Deci o treime, asta înseamnă 9000 de litri, o treime, deci 9000 ori 3, înseamnă cam 27.000 de litri, grosomodo. Ok, hai să descărc, să o detașăm, hai să luăm remorcile. Mergem să-l descărcăm. E vreo 27.000 de litri de rapiță.
Ok. Este bine. Aș vrea să țin totuși purcei până vedem cât sorg recoltăm. Da, v-am zis, poate reușim cu ajutorul băncii să mai luăm niște bani, să împrumutăm de acolo și să mai cumpărăm terenul. V-am zis, terenul cu sorg și terenul cu grâu. Vreau. Neapărat. Băi, s-ar putea să fie mai mult de atât. Adică mai mult de atât înseamnă, cred că... Da, cred că e mai mult. Adică cred că facem mai mult de 3 combine. E cum si cum sa. Deci cam o treime. Ok, mergem să ducem acești baloți, n-avem prețul cel mai bun, vorbeam ca televizorul fiindcă era microfonul oprit, mergem să ducem baloții aceștia, ne întoarcem pe urmă să-i luăm pe ceilalți de la fermă, că sunt mai mulți, putem să cărăm mai mulți odată și nu avem prețul cel mai bun la paie în momentul de față, dar am nevoie de niște bănuți în plus, asta este problema. Vreau să văd cât luăm de aici, cu toate că 44.000 ori 60, 3.000 de euro, ceva de genul. Ceea ce este cam problematic. Ia să vedem unde. Unde se descarcă? E chiar acolo. Deci 3.000 de euro pe 4 paleți. Nici ăia chiar. Dacă mă uit bine. Da. Nu știu ce să zic. Mi se pare totuși că e cam bătaie de joc. Hai să facem altceva. Mergem să vindem purcei, îi păstrăm pe ceilalți până la urma urmei. Asta e, ne mai dă un pic înapoi. Nu mai avem niciun palet, nimic. Altă sursă de venit nu avem. Oricum nu putem să-i ducem pe toți. Nu cred că putem să-i ducem pe toți. Acolo e problema. Mă gândeam că așa se va întâmpla. Dar am sperat că poate până la un anumit punct poate reușim să îi ducem, da? Nicio șansă. Mai avem, uite, niște paleți de ouă. Hai să-l luăm și pe acestea. Ia să vedem ce preț avem la ouă. 2400 la Erlen Grat, în rest 2800. Ok, hai să vindem ouăle. Mergem la piața agroalimentară. Hai să... Ne mai schimbăm un pic planul. Nu avem încotro. Nu avem încotro. Așa, hai să pornim. Ăla e. Hai să vindem pe aceștia. Nu avem încotro. Asta este, acestea sunt condițiile. Da, aia e. Ce faci?
hai să vindem ouăle acestea și vedem pe urmă exact dacă mai vindem ceva sau nu, să vedem câți bani strângem, măcar un teren, măcar unul singur. Măcar unul singur, dacă reușim să cumpărăm, e de ajuns. Măcar terenul cu grâu. Măcar terenul cu grâu, fiindcă pe acela, cum să zic, grâu ne mai lipsește. Poate cu sorgul care îl recoltăm s-ar putea să o mai, s-o mai scoatem la capăt. Oricum e, ar trebui să o scoatem la capăt. Da, hai să vedem. Hai să vedem câți bani luăm pe ouăle acestea. Ok, suntem la 28.000 în momentul de față. Hai să vedem dacă ne mai dă banca ceva. Nu ne dă nimic. Ne dă glorie eternă. Ok, nu-i problemă. Hai să vedem terenul cu numărul 86 cât, sau 41, cât costă. 30.700 de euro. Ok, ne-am lămurit. Iar ăsta este 31.200. N-am ce să spun. E minunat. Orice alegere am face este minunată. Ok, nu-i problemă. Hai să mai luăm 6 baloți. Venim de paie. Luăm baloții de aici, de paie, de la fermă. Și venim să-i aducem aici, să-i vindem măcar vans. O să intrăm pe minus când... Bun, hai să facem altceva. Deci avem 28.961 de euro. Hai să mergem la fermă. Mergem la ferma de porcei, la cotețul de porci. Mergem să vindem porcei. Mergem să-i vindem, fiindcă nu avem cum să-i ținem pe toți. Asta este, mai așteptăm câteva luni de zile de acum înainte. Și asta este. Astea sunt condițiile. Asta trebuie să facem. Mai târziu ne vom mai scoate banii, o să fie cu totul și cu totul altceva. Dar așa cum este în momentul de față, nu ne descurcăm. Ok, hai să vindem cei 50 de porci. Pardon, cei 100 de porci. Vindem odată 60. S-au mulțit, îi avem pe ceilalți mici. Asta este, nu-i absolut nicio problemă. Ok. Și avem 75.000 de euro în momentul de față în cont. Un lucru foarte, foarte bun. Hai să vedem dacă în momentul de față banca ne mai acordă vreun împrumut. 14.640. Ăla este. 14.640. Da? Pe ce perioadă luăm? Luăm pe 2 ani. Ia să vedem cât este. 87 de euro. Ok. Luăm împrumut. Asta ne trebuie ca să plătim rata. E... o, cum să zic, o schemă de Caritas ce facem noi în momentul de față. Da, asta este. Hai să luăm terenul cu numărul 41 odată, îl cumpărăm. Și terenul cu numărul 33, îl cumpărăm și pe acesta. Și mai avem bănuți. Ne-au mai rămas 27.893 de euro, ceea ce este bine. Este ok, da? Ce avem acum de făcut este să mergem să-l descărcăm pe Gheorghiță. După cum se poate vedea, este cu combina plină și după aceea putem să... Astăzi trebuie să recoltăm și terenul cu grâu. Terenul cu numărul 87 nu apucăm să-l cumpărăm. Și după ce îl descărcăm acum pe Gheorghiță, o să mergem să luăm niște baloți de fân. Mergem să luăm niște baloți de fân, să le dăm să mănânce la căluți. Mai avem de cumpărat o cisternă de apă, același lucru. Știu că chiar dacă nu făceam împrumut la bancă, mi-ajungeau banii ca să cumpăr terenurile acestea. Dar nu-mi rămâneau bani pentru cisternă, nu-mi rămâneau bani pentru baloți și asta e destul de nasol chiar. Ok. Hai să... Odată.
Și mai are nințică. Nu foarte multă, dar nu mai așteptăm, îl lăsăm pe el. Ok, bun, ce facem acum? Hai să luăm această remorcă și acest tractor și mergem noi frumușel până la magazin să cumpărăm. Ce am zis? Luăm vreo 3 baloți de fân, nu știu câți ori accepta, dacă ori accepta baloți, dacă ne trebuie altceva la adăpostul acela de căluți, da? Vedem. Ok, hai să intrăm pe magazin, pe baloți, balot rotund de fân. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Hai să luăm doi din aceștia. Hai să cumpărăm. 4.000 de euro. Minunat. Ok, nu-i problemă. Bun. Hai să încărcăm remorca noastră. Bun, așa. Hai să-i dăm la căluți. Hai să mergem să-i dăm la căluți și pe urmă oricum trebuie să le dăm să mănânce și la toate ar trebui și la purcei. Oricum acum s-a rezolvat treaba cu purcei. Acum în momentul de față nu mai avem purcei. Cu alte cuvinte, mai avem, dar avem dăi amici, celuși. Ok, hai să vedem unde descărcăm. Pe partea aceasta ne ia cu fân sau ne ia cu leșin? Hai să vedem. Fân 4 litri? What? Am înțeles. 4 litri de fân, fiindcă atât mai are loc. Eu le-am pus numai... cum îi spune? Le-am pus numai ovăz, dar nu trebuia să le pun numai ovăz, trebuia să le pun și fân și ovăz amestecat. Și eu le-am pus decât ovăz. De aceea, 6.995 de litri cu 4 înseamnă 6.999, de 7.000 de litri cât are capacitatea maximă adăpost. Nu-i problemă că ei vor mânca câte un pic din fiecare și la un moment dat se vor echilibra. Deci cu căluții mai avem decât apă. Bun, ok, hai să intrăm pe magazin. Pardon, nu mai știu exact unde trebuie să intru. Hai să intrăm pe animale. Ia să vedem unde găsim. Uite aici. Și ia să vedem ce avem. 2000 sau 6000 de litri. Asta este 8000 de euro. Hai să vedem, avem ceva mai ieftin. Și acceptă orice. Sau 9500, uite, și acceptă 7300 de litri. Una din acestea. Că mai repede aș prefera-o pe aceasta. E cam scumpă. Hai să mergem cu asta. Fiindcă aceasta e cam nerealistă, zic eu. Hai să luăm pe asta. Aqua Trans, culoare design, uite, facem aici negru, ia să ne ia bani, 3000 de euro, las-o verde. Oho. 3600 de litri, 5000 de euro. Ia să mai vedem o dată, încă o dată. Da, e cea mai bună. Ok, hai să cumpărăm pe aceasta. 5000 de euro, asta este, nu e problemă. Și facem în felul următor. Lăsăm aici această remorcă. Mergem să luăm cisterna și mergem să luăm apă. Avem aici furtunul. Putem să cumpărăm de acolo. Bineînțeles că o plătim, că nu e fântână proprie. E de la rețea.
o plătim și pe aceea. Da. Aia. Așa. Ok, hai să mergem să luăm apă și să le punem și apă la căluți și pe urmă cu ei nu prea mai avem ce să mai facem. Sunt curios să vedem dacă mâine, practic, când ne vom trezi, nu știu ce vreau să fac, cum vor sta cu sănătatea, dacă într-adevăr Gheorghisa se ține de cuvânt și are grijă și de ei seara, sau trebuie să mă ocup eu și de ei. Vedem, nu sunt foarte greu de ocupat de ei până la urmă urmei, dar vedem, poate scăpăm de treaba asta. Ok. Se pare că este fântână proprie. Bun. Atât mai bine. Ok. Ce mai facem acum? Hai să descărcăm pe cine? Nu mai descărcăm pe nimeni. Mergem să le punem o remorcă la purcei. Vorba de a doua remorcă. Ne mutăm pe a doua remorcă și le punem la purcei ce avem în ea. 3000 de litri de rapiță. Pe urmă mergem să le scoatem de la purcei, de la cum îi spune, de la silos, scoatem și ce mai avem acolo. Porumb și grâu. Cu toate că, uite, grâu putem să le punem când terminăm aici, intrăm și pe grâu pe recoltat. Hai să le punem rapiță, în primul și în primul rând. Olai. Ia să vedem cum stăm cu purceii. De 52.000 de litri au ei nevoie în momentul de față, pe an vorbesc, în momentul de față au 15.000 de litri. Ok, nu-i problemă. Deci ne trebuie neapărat hrană de bază, asta înseamnă porumb, trebuie să le punem neapărat. Ok, din nou, nu-i problemă. Nu mai rezistă până luna următoare. Mă gândeam eu că poate rezistă până luna următoare, dar nu rezistă până luna următoare și facem în felul următor. Ia să vedem, unde avem porumb? Aici avem porumb. Avem 52.000 de litri de porumb. Ok. Hai să luăm necu, să-l punem strategic. Uite aici. Oricum o să fie o problemă. Ce anume o să fie o problemă? Vă spun eu, două probleme vor fi. În primul și în primul rând avem un rezervor cu soia care este plin în momentul de față și nu mai avem unde să punem rapița. Și a doua problemă care o avem este porumbul, fiindcă noi în momentul de față nu avem unde să punem sorgul. Așa că în primul și în primul rând trebuia să iau eu soia. Da. Asta e. Hai să facem felul următor. Unde m-am dus eu și de ce nu descarc? Am văzut de ce nu descarcă, că m-am dus aiurea. Unde avem soia? Boabe de soia, 15.000 de litri. Deci aici avem soia, aici ar trebui să vină rapida. Ok. Hai să facem un felul următor. Ia să vedem. Pot să mă mișc cu... Hai că pot. Ne mișcăm. Trebuie să aranjăm de acum lucrurile, fiindcă n-o să... Mai târziu nu o să avem cum să le aranjăm. Și facem în felul următor. Luăm acum toată soia și o punem în... Uite aici. Ok. O punem în remorcă. Uite, așa ceva facem noi. Stop. Tot nu? Tot nu. Păi, dar ce? Am lovit-o sau care a fost faza? Sau n-am pus-o prost de prima oară? Cred că am lovit-o totuși. Așa. Ok, hai să încărcăm toată soia de aici. O văz, nu ne băgăm. Nu știu de ce nu mi-a... mi-a părea că apar pe tot, dar oricum nu. Deci o văz avem acolo. Avem aici soia.
Am uitat că s-au schimbat. Aici avem porumb și aici avem grâu. Ok. Deci soia e la al doilea. Eu m-am dus la al treilea. Nu este la al treilea, e la al doilea. Este la al doilea. Face un fel următor. Asta este. Trebuie să facem lucrurile astea de acum. Am greșit eu în momentul în care m-am băgat aiurea aici, dar acum trebuie să le facem, fiindcă oricum luna următoare avem de recoltat sorgul. Și o să fie problemă. Facem așa. Deci, acum, știu, Gheorghiță e gata. Dar trebuie să mai aștepte Inser și Gheorghiță, că n-am ce să-i fac. Mergem acum să încărcăm soia, o ducem la porcei pe toată. Toată soia o ducem la porcei. Ok, aici suntem. Ia să vedem. Boabe de soia. Hai să încărcăm pe toată. O lăsăm la încărcat. Eu cu acest tractor mă duc să le dau apă la căluți. Aici o să modificăm la fel intrarea, că este mai greuță un pic. Așa. Hai să dăm noi cu spatele aici, frumușel. Hai să le descărcăm apă. Știu, mai mult de atât nu acceptă, nu e nicio problemă, lăsăm aici. Parcăm aici tractorul, că momentan avem alte lucruri mai importante. Așa, hai să mergem să ducem toată soia, o ducem la purcei. Ca să ne eliberăm binul, ca să putem să descărcăm rapiță. Și acum după ce descărcăm, după ce golim binul respectiv, putem să băgăm rapița, toată rapița o băgăm acolo. Da, ăsta este scopul pentru care am luat soia. Și am descărcat prima oară rapița, fiindcă nu aveam cum să iau. Nu aveam cum, în ce să încarc, practic, din bin în ce, că remorca era cu rapiță. Da, tot felul de combinații, tot felul de lucruri. Vă doare capul, n-aveți ce să... Trebuie să mă urmăriți un pic, da? Asta este. Ok. Bun. Hai să mergem să-l descărcăm pe Gheorghiță acum. Ne-am eliberat practic și un bin. Putem să descărcăm acum rapița în binul respectiv. Și mai avem lucruri de făcut. Oricum. O să continuăm practic în data următoare. O să continuăm cu grâu, că trebuie să recoltăm grâu de pe acel teren. Care este mic, nu este cine știe ce, îl termină repede. Și voi avea altceva de făcut în timpul ăsta, că am zis că acolo în față punem niște iarbă, că o să ne trebuiască niște iarbă și la fânul pentru căluți, da? Și din cauza asta punem acolo iarbă, ca să putem să facem fân. Că n-avem acum bani ca să cumpărăm utilajele pentru fân, într-adevăr, dar lasă să fie de acum semănată, că poate mai târziu facem rost de bani, cine știe. Așa, hai să descărcăm aici. Așa. Hai să descărcăm toată această rapiță. Mergem să punem un silozul care este gol, fiindcă cred că se va umple. Cel puțin pe acolo va fi combinat din ce a rămas de recoltat la rapiță. Sunt condițiile în care n-am avut terenul extraordinar de bine muncit, practic. Da, e bine și așa. Ok, hai să mergem să descărcăm rapița. Mai avem ceva de făcut. O să trebuiască până la urmă urmei. O să trebuiască să intrăm și pe terenul. Trebuie să golim practic terenul cu paie. Cu paie, cu baloți de paie. Cât o să trebuiască câte 2 să-i
să-i cărăm, ceea ce o să fie o mică durere de cap. Bun, ok, hai să poziționăm șnecul acum, astfel încât să putem să descărcăm remorca în binul al doilea, practic. Poate țin minte, s-au modificat numerele, țineam minte care cum sunt, dar acum le-am modificat din nou. Ok, mai, ăla e, un pic mai în față trebuia. Suntem bine, hai să vedem. Luăm și în primul rând pe partea stângă. Aceasta este a doua remorcă și prima la fel, e pe partea stângă. Ok, hai să descărcăm, cât avem, 24.000, poate mai strângem un 9.000. Ducem la vreun 33.000 de litri de rapiță, ceea ce o să fie bine pentru anul următor. Ok, hai să descărcăm. Și practic acum avem grâu, mai avem 21.000 de litri de grâu. O să trebuiască să eliberăm tot silosul de porumb și să-l punem la porcei, că nu avem încotro, asta este. De ce facem treaba asta? Ca să putem să punem sorgul. Ca să putem să punem sorgul, că nu avem unde să punem sorgul luna următoare. O să trebuiască să luăm tot porumbul, să-l băgăm acolo la purcei pe tot. Au mâncare foarte bine. Au mâncare, rabdă de foame. Nu, rabdă de foame, nu mai putem să mai vindem. Olai. Și acum nu mai avem de așteptat decât după Gheorghiță să termine și el acolo un pic. Mai avea nițel de recoltat la rapiță. Eu o să iau New Holland-ul și o să merg să încerc să car toți baloții de acolo. Câte doi, asta este, n-avem încotro. Hai să lăsăm aici Fiat-ul. Mai are două drumuri de făcut Gheorghiță. Hai să luăm New Holland-ul, să luăm această remorcă minunată și să mergem să cărăm de acolo baloții de paie. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bearing them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on floor. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life, every night. See in the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chased my peers. And I found my spot. About time that I found myself. I've been out here walking that walk. Like, first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like. First off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. Ok, hai că uite, am terminat cu baloții. Nu știu ce mi-a pus pe acolo sus, dar asta este, nu mai contează. Hai să descărcăm și pe aceștia. Și acum putem să lăsăm aici remorca pentru moment. Trebuie să-i mutăm și pe aceștia. O să mergem să luăm Fiat-ul, să ne ducem să-l descărcăm pe Gheorghiță, care combina plină, dar trebuie să aduc și presa de balos de la fermier. Trebuie să o aduc aici la fermă și din cauza asta am luat New Holland-ul, ca să mergem să aducem și presa de balos. Aproape a terminat Gheorghiță, mai are foarte puțin, cred. Cred că e la final, cred că s-a umplut. Mergem acum, imediat mergem să-l descărcăm și pe el și terminăm practic pe episodul de astăzi. Episodul următor oricum avem din nou treabă, că avem de recoltat la grâu. Și oricum mai avem de făcut anumite chestii, nu vă speriați că n-am terminat treaba pe anul ăsta sub nicio formă, mai avem o grămadă de lucru. După aceea o să trebuiască să recoltăm sorgul. Că avem și o grămadă de sorg. Trebuie să vindem și presa aceasta de baloți de aici. Ok, hai să lăsăm aici fermierul. Și hai să mergem să-l descărcăm pe Gheorghiță, că e gata de descărcat. E, cred că e exact la capăt. Cred că mai avea un pic. Am eu așa un feeling. Ne, exact. Uite, apare acolo departe, se vede o combina, un clas. Mergem acum să îl descărcăm și pe Gheorghiță.
știm o treabă. Mai era, cât să zic, 500 de litri? Na, mult, 200 de litri, cred că de rapiță, cred că mai are de recoltat de aici. Cred că atât e mais. Iată, v-am zis că e exact la capăt. Da, asta este până la urmă, nu e nicio problemă, bine că este. Ok, hai să vedem ce mai avem noi de făcut. La găini mai avem, dar vom recolta grâu în episodul următor și le dăm atunci la găini direct. Sau putem să păstrăm și le dăm din sorg, am putea luna următoare, oricum le ajunge. În condițiile actuale mai am mâncare pentru 2 luni de zile, ceea ce e bine. La purcei avem 50, le ajunge cât, 6 luni. Nu, mai mult le ajunge. Dar oricum trebuie să le punem neapărat porumb și le vom pune în episodul următor. Aici nu ne băgăm pe contracte, n-avem nicio treabă. Și la căluți, uite, scade ovăzul și crește fân. Da? Trebuie să treacă ceva timp. Am călărit eu vreo 2 pe Pandora și pe Oscar. Foarte frumos Oscar, dar mai durează acolo. Uite că a terminat și Gheorghiță. Hai să ducem. Haideți să-l descărcăm, de fapt. Hai să descărcăm tot ce mai e în combina la Gheorghiță și ducem combina pe terenul celălalt, pentru terenul, pe terenul pentru episodul următor, la terenul cu grâu, că pe acela o să-l recoltăm. Și cât timp recoltăm grâu, dacă îmi permit banii, trebuie să mai cumpăr ceva. 158 de litri, atât mai avea. A mai recoltat Gheorghiță pentru 158 de litri. Dacă știam că sunt 158 de litri, nici nu mai deranja. Glumesc, lasă spun și ea. Ok, hai să ducem combina pe terenul cu unde avem grâu, pe terenul nou cumpărat. Dacă reușim să luăm și terenul ăsta care e cu vardat aici, suntem căpitani. Da, ne mai trebuie zbonuți. Momentan nu-i mai avem și o să mai cheltuim și din ăștia pe care îi avem. Ne mai trebuie ceva. Mamă, cât timp și tu s-au de combina asta. Ok. Hai să lăsăm aici. Hai să oprim motorul, că momentan cu ea am terminat. Hai să descărcăm și rapița pe care o avem aici. Încă 9000 de litri, cât ne ducem? 33.000 de litri de rapiță, ceea ce este super, super bine. Suntem pe acolo, aproximativ. Sorgul cât mai mult să ne iasă. Știu că acum momentan nu mai avem purcei, dar la anul viitor, pe vremea asta, vom avea purcei destul de mari și ei vor necesita mâncare multă. Dacă strângem acum cu ce punem la saltea de acum și deci tot anul ăsta, poate reușim să o scoatem la capăt, să ținem mai mulți purcei. Poate, nu sunt sigur. Ok, hai că ajungem repede. Că v-am zis, din cauza asta am și vândut, fiindcă nu puteam să-i ducem. N-aveam destulă mâncare pentru un an de zile și pentru aceștia care aveam acum, 100 de bucăți mici, și pentru ceilalți maturi. Nu aveam cum, efectiv. Hai să dăm un pic mai în față. Ok. Și hai să comutăm pe prima remorcă. Și hai să descărcăm acum. Și practic am terminat treaba pe acest episod. Prieteni, dacă v-a plăcut episodul, dați acolo un like. Abonați-vă dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri de genul. Lăsați-mi în comentarii exact ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Eu sunt Adrian. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Vă mulțumesc pentru like-uri. Ne vedem în episodul următor, tot aici pe canalul de YouTube Adrian Gaming Addict. O să fie frumoasă, aveți, pa, pa!